Toată lumea vrea să aibă o inimă sănătoasă. Vestea bună este că poți afla dacă stai bine la Capitolul Sănătății Cardiovasculare cu ajutorul unor indicii. Iată care sunt acestea. În opinia cardiologilor, ușurința cu care poți practica exerciții de tip cardio este de fapt cel mai bun indiciu pentru a afla dacă ai sau nu o inimă sănătoasă. Inima este un muș care pompează sânge în tot corpul, alimentând celulele cu nutrienți și oxigen. Dacă inima este sănătoasă și funcționează normal, organismul este în stare să depună efort intens. Un mare indiciu că o persoană are o inimă destul de sănătoasă este dacă poate face exerciții fizice la un nivel ridicat de intensitate, fără simptome precum dificultăți de respirație sau dureri în piept. Cu Alte cuvinte, dacă poți face un antrenament de intensitate ridicată fără să te simți ca și cum ai muri, înseamnă că ești într-o formă decentă. În opinia cardiologilor, în afară de faptul că poți face exerciții fizice cu ușurință, alte semne care arată că ai o inimă sănătoasă pot fi: un nivel sănătos al tensiunii arteriale, un nivel sănătos al zahărului din sânge, un nivel sănătos al colesterolului, puls normal, funcția renală normală, semne care indică o sănătate cardiacă precară. Pe de altă parte, unele semne care indică o sănătate cardiacă precară pot fi greu de identificat, în parte pentru că pot fi și semne ale altor afecțiuni. Conform unui doctor, cele mai frecvente semne ale unei sănătăți cardiace precare sunt: dureri în piept, oboseală, dificultăți de respirație, bătăi neregulate ale inimii. Cel mai bun mod de a vă îmbunătăți sănătatea inimii este să vă ridicați de pe canapea și să ieșiți la o plimbare. De asemenea, în afară de exerciții fizice, este recomandat să ai și o dietă care să includă mai puțină carne roșie, mai mult pește, alimente cu conținut scăzut de grăsimi saturate. Și și mai multe fructe, legume și cereale integrale. În plus, este important să limitezi aportul de sodiu și consumul alimentelor procesate și cu conținut ridicat de zaharuri adăugate. În aceeași ordine de idei, este necesar să renunți la fumat, să reduci consumul de alcool și să ai un program de somn sănătos. Relatează adevărul.ro